Prestație remarcabilă pentru luptătorii Nicolae Mirică și Ciprian Dumitru la prima ediție a Cupei României la seniori, care au obținut medaliile de bronz. Pentru bronz au luptat și sportivii Alexandru Mirică, Alexandru Babi și Adrian Cheroiu, însă au pierdut și au fost nevoiți să se mulțumească cu locul 5 în clasament. Eu sunt mulțumit de rezultate. Aveam speranțe mari la Negru Robert, dar el este în perioada bacalaureatului și este în examenul de bacalaureat și nu a putut să facă deplasarea cu noi la Constanța. Am fost cu 10 sportivi, dintre care 2 au luat medalie, 3 pe locul 5 și e un bilanț bun, îmi spun eu. Seniorii de la secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal Slatina nu au luat încă vacanță. Ei se pregătesc pentru turneul final pe echipe Superliga Seniori. Loturile naționale sunt de juniori, sunt la Câmpul Lung și nu vor să mai deplaseze, deci antrenorul de lot nu vrea să mai deplaseze sportivii și o să ne ducem noi acolo, pentru că cei de la Arad sunt majoritatea sportivii în lotul național de juniori și de seniori. Competiția va avea loc la jumătatea lunii iulie.